sufletul acestor vânzători de țară, pe care îi spăveți de păcate, trimițându-i în lumea cea veșnică. Rogă-te când îți poruncesc, mai tare! Cum vrei să te audă până pe lumea cealaltă? Lasă deoparte oglinda. Cine-și mai poate privi cu în fața aici, la curtea Moldovei? Chemați-i la mine pe capotă, șerpe, balș, bolduș, băur. Dar sunt morți, Doamne. Și pe Bolda, și pe Misail. Să se înfățișeze grabnic la curte. Voi să-i văz la față. Chemați și pe mitropolitul Ghenadie. E prea urâtă lumea asta. Voi să mă adun într-o mănăstire, să-mi petrec acolo restul zilelor. Sunt bolnav. Și-mi simt sfârșitul aproape. Maria ta, doctorii te-au sfătuit să te odihnești. Poate n-ar fi rău să stai o vreme la Sfânta Mănăstire Slatina. Să stau acolo o vreme și de trebile țării cine să se grijească? Poate boierii. Poate voi. Poate tu, doamna mea. Domnul țării trebuie să fie sănătos. Și cu mintea întreagă. Bine. Voi pleca. Vă leg sub jurământ să grijiți de țară și să feriți tronul de nemernicii care se vor aține din toate părțile. Și văd un eltind prin unghiere. Bod Alexandru nu mai este. Bod Alexandru nu mai este. Dar eu exist! Trăiesc! Și voi păzi țara și tronul de oricine! Chiar și de voi! Chiar și de tine!
tăcere. Trece umbra lui Ștefan cel Mare. Trece umbra lui Ștefan, voievod.